Bună ziua, dragi telespectatori! Vă salutăm din studioul Clagemaur TV. Oamenii de știință vor să reia experimente cu variante foarte periculoase ale virusului de gripă aviară, ce fusese răinterzise în urmă cu un an. În cadrul acestor experimente contestate, cercetătorii laboratorului Erasmus Medical Center din Rotterdam au combinat germeni ai gripei aviare cu germeni ai gripei porcine, Formând astfel un patogen foarte periculos. Ei au folosit în cadrul acestui experiment nevăstuici pe care le-au infectat atât de des cu acest virus, rezultat încât acestea au ajuns în stare să transmită prin aer infecția și altor animale sănătoase din alte colivii. După părerea experților, acest virus este în stare să declanșeze o pandemie cu multe milioane de victime. Există o frică îndreptățită că acest virus ar putea ajunge pe mâini greșite și ar putea naște un terorism biologic, motiv pentru care acest experiment a fost înghețat pentru un an. Acum, un binecunoscător, cercetător al sistemului imunitar, americanul Anthony Fauci, a declarat Totul a fost făcut atunci exagerat. Pauza de un an a fost pentru a liniști pe toți. Ne liniștesc oare aceste afirmații cu adevărat sau ne îndeamnă să ne punem tot mai mult întrebarea? Ce intenții ascunse se află în spatele acestor cercetări, în care se creează virus cu efect ucigător? Pentru că apoi populația să fie vaccinată tocmai pentru a fi protejată, după cum se afirmă,